Auzi, e un papagal mare pe care puteți alege. Geam, geam, asta e geam. Toate camerele sunt acolo, nu putem așa lucruri. Mersi la fel, sănătate și voi. Da, da. O să o fac cu DVD-ul. Am dat și la Neulea, la fiul meu mare. Și eu am lucrat în... Ia, ia, lucrată de tot. Bio. După ce pentru omul ăla de rău. Partiză, că nu e o problemă. Marine. Bore, Marine, tu copil să... Hai, vino să vorbești cu noi. Spune-ne, te rog, ce soiuri ai adus? Hai, da, Mari, vorbește cu domnul, te rog, că nu te mănâncă. Hai, de vino. Doamne, domnul, uite, el este patronul. Eu nu știu, eu nu vorbesc. Aici a fost el. Așa vorbim, te rog. Mama, vreau de polo! Iunia, ai telefonul la tine? Da. Hai să adevărat. Hai, hai vină cu tine. Așa, vă salut. Bună Marfa ziua. Se vede că e făcută, că e a dumneavoastră. Da, sunt producător din comuna Fârliuc, mă numesc Ivan Ioan, deci eu le produc, eu le vând. Câte kilograme de roșii? După client, deci care sunt, vedeți, mai spargi așa de grăgină, deci de am bulion. Și de bulion cu 3 lei, cu 2 lei, am cu 5 lei părădaisă. Nu-s roșii, sunt părădaisă adevărată. Am crumpi. Uitați-vă la el. Da, am crumpi. Am piparcă, vinete... Ardeiul cât e? Piparca la noi e 3 lei. Vinetele? Vinetele 2 lei, 1,50 lei. Înțelegeți dumneavoastră? Că noi am, o dat Dumnezeu s-au făcut, anul ăsta trebuie să ne scăpăm de ele. Că vine frigul, vine jerul, înțelegeți dumneavoastră? Sunt producători crumpi, i-am dat cu 2 lei, 2,50 lei. Înțelegeți dumneavoastră? Avem și ardei iute, dovlecei. Deci am pus... O cumpără lumea. Cumpără lumea pentru că mă cunoaște. Vând la sud, la piața din sud și ne cunoaște lumea și uitați, suntem puși. Bă, ați cumpărat de toate. Da, de toate pentru murături, tot pentru ce murături. Trebuie. Da. Ce ziceți de prețuri? Așa și așa. Calitatea? E ok, chiar e faină, mi-a plăcut. Deci e producător. Da, știu, știu că e. Ce ziceți de calitatea produselor? E bunișoară. Miroase ca acasă la țară. Da, ca la zi. Nu prea. Nu prea, pe o parte nu prea. Așa? S-o cam dus. Bun, bun. Merge. Și prețul? Prețul e convenabil. Ce să mai iau? Asta e și timpul cum a fost și știți cum e. Mulțumim frumos. Să rămână. Cum vi se pare? Cum arată? Bine. Prețul? Prețul acceptabil. Acceptat. Mulțumim frumos. Nu-mi pui nimic, vreau să cumpăr. Da, vreau să cumpăr. De ce e așa de... Faci 8 borcane din alea, înțelegi? Le-au uitat la cartof și au primit de la mână. Pe care? Da, nu știu că am văzut acum. Pe chie, nu... Ortiz, doamna. Să servească ceva? Da, să ne auzim cu bine, doamne, am plătit domnule. Și eu aici 3, odată și odată 1 leu. Să rămână, ce-ați cumpărat? Ardei. Cum sunteți mulțumite de calitatea lui? E ok. Prețul? Prețul, cam piața de la Gara Nord. Nu e mai ieftin aici. Am înțeles. Mulțumim. Hai să luăm pe doamna. Să rămână. De unde sunt? Ardei, vinete, fasole, ce se caută mai mult? Vinete. Vinetele se caută. Și fasolea. Câte kilogramul de fasole? 10 lei. Vinetele? 2,50 lei. Ardeiul? Depinde. 5 lei, 3 lei. Și ceapa? Ceapă noi nu avem. Nu avem ceapă, nu. Am înțeles. Deci iese de acolo. Avem casavețe la 4 lei kilogramul, ardei, depinde de cât e de frumos. 4 lei, 5 lei ardeiul roșu, 3 lei care e mai mic, fasolea la 10 lei kilogramul. Ce se caută mai mult? Păi astăzi o cam căutat de toate. O mers și fasolea, o mers foarte bine fasolea verde. Mulțumit de vânzări? Da, da, mulțumit. Mulțumesc frumos. Cu plăcere. Deocamdată nimic. Ce ziceți de prețuri? Nu, sunt mai scumpe ca în piață, în orice caz. Sunt mai mari? Da. Mulțumesc frumos. Să rămână, ce ați cumpărat? Nu, vă rog, nu, că am probleme cu dinții, nu pot, nimic, acum. Nu pot să vorbesc. Să rămână. Nicio problemă? Propolis, polen, fagure, miere, toate felurile. Punem vremea din acest an a influențat cumva prețul? Prețul tot același, că nu are lumea bani. Tot, n-am scumpit de 2 ani de zile, tot aceleași prețuri avem. Dar producția a fost mică? Da, foarte mică. Anul ăsta foarte mică. De mulți ani nu s-au mai întâmplat chestiile astea. Mulțumesc, fain. Salut! Doamne, de când își lungește să-i zică n-am văzut-o de când. Te întreabă. Hai, hai, ce mai faceți? Auzi, dar ce s-a întâmplat cu noi? Că șef cu 1,50 lei? Da, dacă o fi de porci. Da, și m-am uitat. Eu uite, n-ai văzut cum ți-am dat noi acolo. Uite, pădă, juteți. Zacuscă, punem la congelator pentru umplut. Ne spuneți repede. Sunt specialiști la murături? Nu prea. Nu? În cazul ăsta nu, soția. Doar șef de plasă? Șef de plasă doar. Ce ați cumpărat? Gogonele, roșii, na, din astea ce trebuie pentru cămara. Mulțumit de prețuri? Puteau fi puțin mai mici, dați-l în cont de muncă, de anotimpul secetos. Mulțumesc frumos! Pentru... Vaza, tei roșii, vinete. De unde sunteți? De la Scăiușu. Spuneți-i mulțumită de prețuri? Da. Cumpărători sunt? Da. Spuneți pe cu apă, jumate cu ulei. E, da, și atunci... Bună ziua! Produsele noastre sunt pe bază de gălbenele, avem ceai de gălbenele, cremă de gălbenele și ulei de gălbenele. Sunt foarte sănătoase pentru piele, pentru corp. Le producem noi, le plantăm noi aici lângă Reșița, la Târnova și suntem aici. Ne bucurăm să fim aici la târgul de producători. Se vinde? Da, sunt destul de apreciate, clienții noștri sunt foarte mulțumiți și ne face plăcere. Dar ce îi recomandat uleiul de gălbenele? Uleiul de gălbenele se folosește atât intern cât și extern, este antibacterial, antifungic, vindecă răni, cicatrizant, e foarte sănătos pentru corp, atât intern cât și extern. Mulțumesc frumos! Da, nu, să trăiți bine așa, ce apăsesc. Să treacă toată ziua, doamnă, așa frumoasă, măcar. Salut, ce ai adus? Salut. Brânză, legume. Voi sunteți producătorii? Noi suntem, da. Cât e kilogramul de brânză? 25, 20, depinde cum merge. Ce se caută? Legumele, în mare parte. Brânza, carnea, depinde de om, fructele. Spune-mi, e greu să crești toi în ziua de astăzi? Domnul, cum îi place. Pentru noi care le-am obișnuit și care e bine, considerăm că e ok. Acum pentru alții depinde. De unde ești? De la Fârliu. Mulțumesc! Ciao! Ciao! Bine-te, unchiu, bine-te! Bine-te, bine-te! Parcă acolo s-au făcut în sac, ha? Ce se caută mai mult? De toate! De toate? Da! Mulțumim de vânzare! Ce să vă spun, oamenii acum, ca să-și umple cămara, că se aude că vine o iarnă foarte grea, fac tot posibilul să renunțe la orice ca să cumpere. Asta e totul. Nu. Cât salut, spune-ne, vedem abundență de marfă. Ești producător? Da, producător la Fârliu. Așa, ce se caută mai mult? Nu pot să ceva nume. Sala, și varză, și vinete, și cartofi. În general, toate, nu pot să spun că nu. Mulțumit de vânzări? Foarte mulțumit. Mulțumesc frumos. Dacă aduceți sticle și putem să vă punem, noi vă punem. Să rămână. Mă uit! Acolo, să știi. Două secunde, ce ați cumpărat? Pentru zacuscă, pentru pus la congelator, cam fiecare toamnă. Ne spuneți rețeta-ți dumneavoastră de zacuscă? 5 kg de vinete, 3 de ardei combinat, gogoșar, capia gras, 1 kg de ceapă, 1 kg de morcov, 1 litru de ulei și 1 litru de bulion, frunze de țelină, de pătrunjel, sare, piper, zahăr și asta e tot. La murături ce puneți? Mie nu-mi plac murăturile și le cumpăr. Nu-mi plac murături. Mulțumesc frumos! Făcut legătură 4 la 2 lei. Cine mi face dumneavoastră? Nu, poate de pe aici, de pe undeva. Ce faceți? La muncă. Trebuie. Îmi plac rețetele care tot... Spuneți-ne și nouă ce ați cumpărat. Pentru murături. Ce anume? Castraveți, sfeclă roșie, bogonele. Le puneți asortate? Asortate la butoi. Cu oțet sau cu sare? Fără sare, fără oțet. Doar cu sare? Da. Mulțumesc mult! Nu avem încotro, trebuie să le acceptăm așa cum sunt. Calitatea? E bună, ai de unde alege. Mulțumesc frumos! Așa, ce ați adus la vânzare? Capia, gogoșari, castraveciori, roșii. Ce se caută mai mult? Castraveciorii, capia, se caută mai bine. Vreo rețetă de murături ne spui? Nu știu, nu știu să vă spun așa ceva. Deloc? E prea mult pentru mine, nu, deloc. Nu pun eu, soția. Mulțumim frumos! Unde? În piața aici, la Lângă Gara. Dar numai în cui marți. Nu, mi vreau să-mi pui așa la zacuscă, de dulceață. Da, 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 e obosită deja. Da, zâmbiți. Urmă, dacă zâmbesc, crede că sunt în America. Nu prea zâmbiți când dați banii. Hai să-l întrebăm pe domnul. Ce ați cumpărat? Fasole pe care fierbe repede. Pentru gătit sau pentru zacuscă? Nu, pentru gătit. Pentru gătit. Cum faceți fasolea? Poftim? Cum faceți fasolea? Ah, o fac o dințul, eu o fac faină de tot. Mărăținească? Da, clar. Mulțumim. Auzi, Dori? Da, știu că aveți bagaje, 2 secunde numai. Ce-ați cumpărat? Salată, zacuscă de vinete, zacuscă de fasole și dulceață de ardei iute medie. Ați rezolvat-o? Da, am rezolvat, mulțumesc. O zacuscă vreau. Da, o zacuscă până la mie. Aveți și de fasole? Da, am. Dați una de fasole. Numai cum o distingă, care nu ne dăm seama. Vinetele au și ala de fasole. 12, 20, 24, altceva. Să rămână, ce ați cumpărat? Ziua, zacuscă. De care? Că nu mai facem. Ați rezolvat-o? De fasole, de vinete, dulceață de ardei iute. Am rezolvat-o cu camera. Da, un borcan. Unu. Mulțumesc. Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Auziți, să nu mă dați, dacă sunt grasă, nu... Arătele cu spatele la ea, cu spatele, cu spatele la ea. Mai așa. Mai. Așa, bun. Spuneți-ne cât costă un kilogram, o borcantă zacusă? Am mai multe sortimente cu aromă de ghimbir, lămâie, miere de albina, cu capie, gogoșar, măr, capie, gogoșar, gutuie. Am de măceșe, de caise, de vișine, de zmeură, de smochine, am avut toate sau vândut. Produse de dumneavoastră? Da, numai de mine. Mulțumite de vânzare? Aproxima 80%. Mulțumim frumos! Da, cu plăcut. Fac așa, la 1 kilogram de ardei roșu, măcinat, pun capie și gogoșar în funcție de cât vreau de iute. Deci dacă vreau mai tare iute, pun 4-5 kg de capie. Ca să mai întăresc iuțeala, fac cu ghimbir, lămâie. Lămâia are rolul de a păstra culoarea la fructe și la legume și mărul are rolul de a reduce din iuțeală și din dulceață. Dar folosind cu mâncare scăzută, la grătare, la pizza, la orice, se mai reduce din iuțeală. Deci rolul ăsta are mărul și... Lumea apreciază. Da, da. Am vândut foarte bine dulcețurile, foarte bine. Și în special al de smochine, deși smochinele în piață 30 de lei kilogramul. Asta e, da, lumea care îi place. Pentru numele Acum spuneți-mi ce faceți? Montez o coadă la un topor. Se aduce omul toporul și pun coada, pentru că nu are cu ce să monteze. Am exact ce trebuie, prin dea, am mai pus încă una. Asta e gata, pusă. Spuneți-mi de cât timp faceți așa ceva? De o 30 ceva de ani. Moștenire din familie? Da, da. De unde veniți? De la Boiana Vadului, Alba, județul Alba. Cu ce ați venit spre vânzare? Cus de coasă, de topor, nivel de articole, linguri din lemn, pentru varză, mături, tot ce se folosește în loc. Ce caută cel mai mult lumea? O, acum nu prea să caută, nici să caute. Știți cum e, tot ce cu coadă omul fuge pentru că de lucru. Da. Și trebuie pe fibră, vezi, manual, astea făcute la mașina, un pic merge mai greu manual, pentru că nu e chiar perfect, dar oricum, cât de cât, pentru că e lemnul despicat în 4 și...